făceau necesară comunicare atât cu dumneavoastră, cât și prin intermediul dumneavoastră, cu toți cei care vă privesc, vă ascultă sau vă citesc publicațiile. În urmă cu 72 de ore, într-o convenție făcută cu domnul director general Paul Angel, am stabilit să declanșăm împreună Comandamentul Litoral și o poveste care să se intituleze Never See. Este vorba de o tematică pe care, la propunerea acestui comisariat și cu sprijinul domnului director general, a fost pusă în operă imediat, s-a transformat într-un ordin al președintelui și am demarat cercetarea, constatarea, parcurgerea unui itinerariu în jurul zonei în care se va desfășura acest festival, în ideea de a ne asigura că majoritatea comercianților sau că toți comercianții sunt pregătiți să întâmpine nu numai sezonul litoral, ci și acest eveniment major pentru orașul și de ce nu pentru județul Constanța. Acum, pentru că suntem constrânși și obligați cumva să parcurgem cifre, vă spun că au fost controlați peste 50 de agenți.